Iulia și Roxana sunt prietene și locuiesc împreună. În seara asta te duci tu la petrecere și ești cu ochii în patru să-mi spui cine cu cine se combină. Ce treabă am eu? Te rog, de ce nu mergi tu? Ți-am zis, trebuie să merg până acasă să-mi iau din lucru. Iar Iulia acceptă în cele din urmă să meargă la petrecere. Mă, dar cum faci? Explică-mi și mie. Ai dat de 3 runde, numai 6. Nu vezi, mă, că avem de ce să ne bată. Am și eu câteva secrete. Numai că... Ce faci? Ce fac? Ți-am urmat semnul. Așteptam un mesaj de la tine. Ce s-a întâmplat aseară? Păi, ce să zic, n-am stat mult. Am jucat un joc de societate, am râs puțin și după am mers acasă. Iubitul Roxanei nu e altul decât Adrian. Nu m-am așteptat la așa ceva nici în 1000 de ani. De ce faci asta? Ce fac? N-am simțit foarte bine aseară. Când? Când ai încercat să mă forțezi? Te-am forțat? Și în cele din urmă, prietena sa află totul. În seara aia băusem un pic cam mult, știi, și mă rog, m-am dus până la baie să mă dau cu puțin apă pe față să-mi revin. Doar că acolo era deja Iulia. Iulia trebuie să plece urgent din viețile noastre. Roxana, trebuie să spun ceva. Stai liniștită, nu trebuie să-mi spui nimic. Am aflat deja. Nu pot să cred că am avut încredere în tine. Te-am rugat să mă ajuți și tu ce ai făcut? Te-ai culcat cu iubitul meu? Oare va reuși Iulia să-și dovedească nevinovăția? Seara aia când striga după ajutor, am vrut după să aflu ce s-a întâmplat, dar s-a eschivat toată seara. Chiar nu v-ați prins, mă, până acum că eu fac ce vreau eu și obțin orice vreau, oricând?